Pentru că este vorba de viață. Pentru că este vorba de continuitate. Pentru că nimic în lumea asta, pornind din casa noastră și mergând la tot ce ne înconjoară, nu are oprire din fericire. Viața vine pe pământ și se perpetuează prin generațiile care vin după noi. Eu sunt fericită când am în preajma mea tineri, când pot să le spun, eu în locul tău aș face așa, eu îți dau un sfat, tu trebuie să te gândești ce decizi. Dar îmi place să știe toți că eu sunt acolo pentru ei. Și dacă oricând în viața asta au nevoie de un sfat, la mine îl găsesc ca la o mamă. Ca și când mi-aș sfătui băiatul meu și aș spune, mama, așa e bine să fie. Alin Gabriel Matei. Vreau să îmi permit să le mulțumesc și organizatorilor care m-au ajutat să fac acest spectacol, să le mulțumesc artiștilor care au răspuns prezent invitației mele la spectacol și bineînțeles îi mulțumesc doamnei Niculina Stoican pentru tot ceea ce face pentru mine și pentru că de fiecare dată îmi este alături. Cum te-ai simțit la propriul tău eveniment, fiind, cred că, primul de o asemenea învergură? Da, este primul spectacol de genul acesta. Îți dai seama că emoțiile m-au copleșit puțin la început. Având în vedere că spectacolul a fost sold out din primele două săptămâni, adică astăzi s-a pus, ca exemplu, astăzi, s-a pus anunțul cu spectacolul și în următoarele două săptămâni s-au vândut aproape 800 de bilete. Pentru mine, îți dai seama, este o realizare frumoasă și sunt onorat că oamenii și-au rupt din bănuții lor să plătească bilet, să mă vadă atât pe mine cât și pe ceilalți artiști. Ar fi fost tare mândru de tine să te vadă la un asemenea eveniment Petrică Mâțu Stoian. Sper să fie mândru de acolo de sus, de unde este, de ceea ce eu am realizat până la vârsta pe care o am. Și eu am promis că nu-l voi dezamăgi niciodată și asta voi face, îmi voi ține de cuvânt. Să-i cinstesc memoria dumnealui, pentru că, la fel cum am spus și la începutul spectacolului, dumnealui m-a învățat atât de multe lucruri, atât pe plan profesional, cât și în viața de zi cu zi. M-a învățat să nu uit niciodată de unde am plecat și cei ce m-au ajutat, iar când voi ajunge acolo sus, unde mi-am propus, mereu să las capul în jos în fața dumneavoastră.
așteptăm un dans ca la mai veniți, da? Hai, maestre! Pământ ne-au despărțit de atâtea ori de pe scenă, el a ales că atunci când a plecat să lase în urma lui un copil care să ne lege în continuare, indiferent când lumea este pe pământ. Dacă cineva mi-ar fi povestit vreodată că eu am să trăiesc aceste clipe și că o să am în preajma mea un tânăr ales de Petre, mi-aș fi spus că are o imaginație bogată. Și totuși, viața este atât de cruntă uneori. Ne lovește atât de tare, dar din fiecare lovitură e bine să învățăm. Și să nu ne întrebăm de ce mi se întâmplă, tocmai mie. Ci să ne gândim ce putem învăța și ce putem să facem și pentru noi și pentru cei din jur. Îi mulțumesc lui Petre pentru că mi-a dovedit încă o dată că pot să trec peste multe lucruri cu fruntea sus. Pot să rămân la fel de demnă și pot să fiu același om care nu trăiește doar pentru el, ci pentru toți cei care îl înconjoară și mai ales pentru tineri. Aplauze pentru Taraful Cătălin Iancu! Aplauze! Sunt ai dumneavoastră! Tineri, frumoși, merită să-i susțineți, să le vedeți talentul și părirea pentru cântecul popular, seriozitatea cu care tratează acest gen muzical pe care dacă îl vom pierde, ne vom pierde identitatea. E bine să fiți alături de cântecul popular și eu vă mulțumesc pentru fiecare sală plină pe care dumneavoastră aici la Pitești o umpleți. Și nu este puțin lucru să știți să rupeți din timpul dumneavoastră, să rupeți din bănuții pe care îi aveți și să veniți la un spectacol de cântec popular. Eu le mulțumesc lor! Aplauze!
Și sunt convinsă că organizatorul nostru, doamna Ioana Anton, nu pentru că ar fi avut nevoie să se lămurească ce înseamnă a se cânta live, ci pentru că am pledat și voi pleda toată viața mea pentru a veni în fața dumneavoastră cu glasul la noi și a vă dovedi, noi toți colegii, toți cei care suntem pe scenă, că așa trebuie să vă cinstim și să vă prețuim iubirea. Sunt convinsă că următorul spectacol așa se va desfășura.